Eu sper că voi realizați că eu mă aranjez doar pentru voi, că e ca și cum ies din casă, ca să am nevoie să arăt bine. Pentru voi o fac. Salut, sunt Ilinca și astăzi vă voi spune ce seriale regret că am văzut. Am văzut peste 50 de seriale și majoritatea au fost proaste sau pur și simplu o pierdere de vreme. Și din moment ce îmi pasă foarte mult de voi, am făcut această listă cu ele, ca să nu vă pierdeți și voi timpul la fel ca mine. Și dacă le-ați văzut deja, îmi pare rău că n-am făcut lista mai devreme. Și dacă le-ați văzut și v-au plăcut, n-o să judec, dar de ce sau cum. Ideea e că mi-ați tot cerut să fac video despre seriale, so here I am cu ce seriale nu recomand. Deci da, sper să vă placă, haideți să începem. Cred că știți care e primul vârf de listă. Riverdale. Frate, serialul ăsta e atât de prost și regret că am stat să văd 3 sezoane. 3 sezoane. Și nu îmi spuneți că după sezonul 3 devine bun. Bă, un serial trebuie să fie bun de la cap la coadă. Maxim un sezon care să fie un pic mai slăbut. Atât. În schimb, nu e serial bun dacă 70% din sezoane sunt proaste. Sau chiar mai multe. În Riverdale, primul sezon merită, are și puține episoade parcă, deci chiar e fain primul sezon pentru că nu era făcut de Netflix atunci, era produs de Netflix. Mai întâi a fost produs de CW, din câte știu, și după cumpărat de Netflix. Și Netflix are acest talent, frate, de a distruge anumite seriale. Ba, nu știu, e un serial bun și îl întrerup, ba, e un serial bun și îl fac prost. Dar Riverdale e foarte cringe, are actori nasoi, gen, nu știu, nu joacă bine, e scenariu nasoi. Bă, nu merită, nu merită. Sunt atâtea alte seriale cu adolescenți care chiar merită. Dar asta nu e unul dintre ele. Dar așteptați că o să fac un video cu seriale care merită văzute, ok? O să fac. Alt serial cu adolescenți nasol. Pretty Little Liars. Frate, n-ar fi atât de nasol, însă, nu știu, e plictisitor. Durează prea mult pentru, nu știu, durează mult prea mult. Mult prea mult și nici nu se întâmplă atât de chestii. Bă, poate nu e așa de rău, însă eu mi-am luat spoilere multe. Mi-am luat foarte multe spoilere și n-am mai avut niciun chef, n-am mai avut niciun haz serialul, n-am mai avut nicio motivație să-l termin, așa că, nu știu, nu vă uitați dacă n-aveți răbdare, pentru că e lung, lung, frate, nu-s mai termin. Altă producție Netflix, Insatiable, bă! Eram așa de încântată să văd pe Debbie Ryan, pentru că, na, am crescut cu ea cu toții, însă, ce serial! Umor mai prost, deci asta e genul de glume pe care le fac copiii de clasa a 5-a, da, adică, serialul ăla, odată că e și cringe și bad acting și de toate, are foarte multe glume proaste. Deci, dacă ți se pare Insatiable un serial amuzant, n-ai simțit umorului. Îmi pare rău. Alt serial Netflix și foarte popular. 13 Reasons Why. Bă, serialul, dacă nu știați, este după o carte, da? O carte. Am citit cartea pentru că am găsit-o, mi s-a părut tare că, a, are carte, nu știam că serialul e după o carte. Și am citit-o și după ce am citit cartea, după ce deja văzusem serialul, mi-am dat seama cât de prost e serialul de fapt. Serialul nici măcar nu seamănă atât de mult cu cartea, mai ales după sezonul 2, adică cartea are doar partea cu casetele. Restul, ce se mai întâmplă în serial, alea sunt inventate de ei. Și mi se pare așa de nasol faptul că nu a putut să lase un singur sezon și ar trebui să mai facă ca să mai facă bani. Let the girl rest in peace! Las-o moartă acolo. De ce mai tragi de ea? Prea multe sezoane pentru o fată moartă. Mă rog, știi restul, dar pentru ea. Trebuia să facă primul sezon, să-l lase pe ăla și atât. Pentru că primul sezon chiar a fost bun pentru că respecta ce s-a întâmplat în carte. Mă rog, mare parte. Restul deja era prea tras de păr și nu mi se mai pare interesant și nici ok, știi? Deci dacă vreți să tărtirizezi, mai citiți cartea sau uitați-vă la primul sezon și atât. Continuăm cu producțiile Netflix. Oh my god, Santa Clarita Diet. Bă, serialul e bun cât de cât, însă l-au închis, gen, i-au dat cancel, s-au oprit producția, cred că la sezonul 3 sau ceva de genul. Îmi plăcea că joacă Drew Barrymore, dar pentru ea m-am uitat. Devine boring. Gen, era foarte funny la început, că e un fel de dramă, comedie, horror, deci e faină ideea, însă devine boring. Breaking Bad.
bă, ideea e ok, însă cum e realizat, totul nu e ok. La modul că, din nou, foarte, foarte boring, nu mi se pare ok să trească să aștepți un sezon întreg sau cel puțin 4-5 episoade să devină interesantă povestea. Bă, primul episod de la serialul ăla e cel mai boring prim episod din lume. Din lume. Dacă cumva ți se pare interesant primul episod, bravo, poate să fiu prea proastă de nu m-a prins, însă nu mi se pare worth it. Netflix. Never have I ever. Why did you do that? Serialul ăsta e atât de grozitor, frate, mai cringe de atât nu se putea. Afară de talentul de a anula seriale ca lumea și de a striga seriale bune, Netflix mai are și talentul de a pune în roluri de adolescenți, în general bărbați, în toată firea. Nu mai știu cum îl cheamă pe băiatul ăla principal oarecum din serialul ăsta. Nu mai știu, însă ăla trebuia să aibă gen 16 ani, 17 ani maxim, și arată în halul ăla, la fel și cu Riverdale, că au pus pe KJ apa și pe Cole Sprouse, care i-a arătat total diferit când avea 16 ani de fapt, că n-a, știm de la Disney și mulți alții, dar mai ales și aici, frate, nu e foarte cringe, ăsta e genul ăla de serial pentru copii de clasa a 6-a care să fie gen wow, wow, și să râdă și da, nu. Și faptul că serialul ăsta nu a fost anulat, gen îl continuă să-l producă. Trinkets! Sau zorzoane pe românește, la fel ca 13 Reasons Why, frate. Deci și serialul ăsta este după o carte pe care am citit-o. Și cartea, bă, atât de faină a fost cartea, deci e super faină, chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult, însă serialul e atât de nasol. Viewers! Netflix a încercat să mai bage pe Ian Somerhalder într-un serial pentru că ladies thirst over him. And it worked, pentru că și eu m-am uitat la el, însă ideea e foarte proastă. Gen, înțeleg ce voiau să facă cu vampirilor pe acolo, cu nu știu ce, însă ideea e foarte proastă, de fapt, și cum e acționat. Te încurcă foarte tare și n-are nicio logică, efectiv. Uite, ăsta e un serial pe care mă bucur că l-au anulat. Ai zombie, frate, ador, ador zombie și filmele cu apocalipsă, serialele gen The Walking Dead este unul din serialele mele preferate și ăla, da, serial, frate, dar ai zombie. The worst zombie serial ever. Ever. Dacă vreți seriale cu zombie bune, mie îmi place The Walking Dead și Z Nation. Ăia sunt buni. Ăia sunt buni. Și mai erau și altele, gen Daybreak, e kind of cu zombie. Însă, din păcate, Netflix i-au dat cancel, deși ăla chiar era un serial fain. Însă, ai zombie, nu. Ultimul, dar nu cel din urmă, Elite. De ce țin frate, atâta hype, atât de ridicat în slăv este acest serial, for no reason. Mi se pare atât de, nu știu, n-are nimic interesant, nu e nimic nou în el. Un serial mai fain cu adolescenți bogați, gen cu liceu de bogați, e Gossip Girl. Gen, da, nu au crime și ce mai e pe acolo, însă, frate, Gossip Girl, mamă, mamă, și ce actori frumoși, efectiv, și buni, și ăla e un serial ca lumea. Elite nu mă atrage cu absolut nimic. Măi, cam asta a fost tot. O să fac un video cu seriale care chiar merită văzute. Deja am menționat câteva când vorbeam de iZombie cu The Walking Dead și Z Nation. Ah, am spus și de Gossip Girl, dar am o listă mult mai mare cu serialele mele preferate și alea merită. O să vi-l fac curând. Dar cam asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like videoclipului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-ar ajuta foarte, 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 foarte mult. Și mari vă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi ne revedem data viitoare. Pa, pup! Pa!